conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, prin dispoziția 429 din 14 iulie, a fost convocat în ședință ordinară. La ședință participă toți consilierii. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință și din invitația trimisă, avem următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității de învățământ. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2. Proiect de hotărâre privind identificarea și atestarea unei suprafețe de 1000 metri pătrați teren ca făcând parte din domeniul privat al comunei. Un proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării manifestărilor militaro-artistico-religioase tradiționale Memoria Uituzului din 15 august. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei statului de funcție și a statului de personal. Un alt proiect de hotărâre privind învățarea cantității 784 metri cu masele noastre de picioare după poșina comunală. Un proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar ca membru în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adi și un alt proiect de hotărâre prin aprobarea a sprijinului financiar din bugetul Comunei Uituz pentru Parohia Ortodoxă Brăzești Uituz și un ultim proiect care a fost analizat și de comisie privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Ghineț, membru PSD, și validarea mandatului de consilier al domnului Corcoman, membru suplent pe listele PSD. Acestea sunt subiectele ordinii de zi. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Domnul Ionel Gheorghe, ales pentru un mandat de 3 ca președinte, să preia conducerea ședinței. Mulțumesc foarte mult. Vă propun o schimbare în ordinea de zi, să începem cu ultima din proiectele ordinii de zi, cu înlocuirea de drept a domnului Ghineț Dumitru la cererea dumnealui, cu domnul Corcoman Gheorghe. De ce propun lucrul ăsta? Pentru că odată depus jurământul și îndeplinite formalitățile de a deveni membru al Consiliului Local, el este membru de drept și poate participa la discuții și la vot. Supun la vot propunerea de a schimba ordinea de zi. Cine este pentru? Cererea a fost studiat în comisie. Domnul secretar o să o citească, are aici materiale. Deci cererea domnului Ghineț. Domnul Ghineț este prezent cu noi și confirmă, nu este nicio problemă. După aceea, domnul viceprimar ne va prezenta scrisoarea de la organizația PSD Bacău, prin care se confirmă. Este domnul secretar. Este, da, atunci o citim tot noi aici. Și o să supunem la vot imediat. Propunerea asta ascultă material. Ele n-au fost difuzate. Deci domnul Ghineț a depus în data de 18 iulie, sub numărul 10.488, demisie, având în vedere că dorește să se angajeze pe funcție contractuală, ceea ce este incompatibil cu funcția de consilier local. Pe durată nedeterminată, nu? Determinată, da. Va fi pe durată determinată, de fapt vă pot anunța că a fost angajat perioada mandatului domnului primar în funcția de consilier personal, conform legii administrației publice locale. În urma adresei noastre, 10.579, prin care am comunicat demisia domnului Ghineț la Organizația Județeană a PSD, mi s-a răspuns că următorul pe listele PSD, ales la alegerile din iunie, este domnul Corcoman Gheorghe.
în condițiile în care și domnul Corcoman acceptă să fie validat, am pregătit un accept aici, jurământul și raportul Comisiei de Validare. Proiectul de hotărâre cu cele două articole. Începem cu 18-7, încetează mandatul de drept de consilier local al domnului Ghinez Dumitru, care era și membru în Comisia de Agricultură, pe scurt vă zic, și începând cu data de 21, se validează mandatul domnului Corcoman Gheorghe, membru suplean pe listele PSD, având în vedere adresa organizației județene și și prevederile articolului 9, alineatul 2, litera A, și alineatul 3, din legea 393, pe 2004, completată și modificată. Da. Avem avizul Comisiei de Specialitate. Și referatul semnat de domnul primar și subsemnatul, prin care se propune să se constate încetarea de drept a mandatului domnului Ghinez și validarea mandatului domnului Corcoman. Deci toate documentele sunt în conformitate cu prevederile legale, drept pentru care am să rog mai întâi Comisia de Validare. Am pregătit un raport, este identic cu cel prezentat la ședința de constituire. Atât am făcut mențiunea că domnul Ghinez și-a depus demisia. Se propune validarea mandatului domnului Corcoman, fapt confirmat, membru suplant de lista PSD, fapt confirmat și prin adresa pe care v-am prezentat-o. Și am să rog atunci pe domnul președinte să semneze și membrii și semnăm și ceilalți, după care luăm procedura cu... Așa, eu o dau mai departe pe domnul Petișor și după aceea... Da, vă rog, am să rog pe domnul Corcoman să semneze acest accept. Acceptul, domnul Corcoman. Ca să nu fie niciun dubiu. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat, deci cu înlocuirea de drept a domnului Ghinez Dumitru cu domnul punctul 1 și punctul 2 cu domnul Corcoman Gheorghe. Cine este pentru? Deci a fost acceptată propunerea noastră. Urmează depunerea jurământului. Depunerea jurământului. O să ne ridicăm toți în picioare, domnul Corcoman Gheorghe, aici am venit noi. Și avem aici Biblia și Constituția României și citiți. Vă citiți rământul, dacă nu-l citesc eu și mă să continuați cu cuvântul jos. Da, am zis că... Ai o celare? Îi găsi. Dar pe stânga ta, nu se potrivește. Da, știu ce s-a întâmplat. Este emoționat și din cauza asta. Îl citiți cu mâna pe Biblie și pe Constituție. Haideți mai aproape. E în două exemplare, dar nu ar citiți dintr-o mână. Subsemnatul Corcoman Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local Oitos, județul Bacău, în conformitate cu vederile articolului 7 din legea numărul 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali, modificată și completată cu depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea. Pentru binele locuitorilor, oamenilor Oitus, așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să resemnați seama. Da, mulțumesc, la consiliera. Da. Deci din momentul acesta aveți dreptul la vot și la
eventualele... La acest moment se desconsilie. Cum doriți, domnul Ghinea? Dacă aveți... Dacă aveți treabă, nu e nicio problemă. Sigur că are. Intrăm în ordinea de... Sigur că are treabă. Deci punctul... Îi dăm în ordinea de zi, locul punctul 1 până la, la 8, 9 fiind... Am pus a fost în discuție, numai aveam un partid undeva la Hârj, dar am fost trebuit să ordinea de zi să știe și el redimente cu hotărâri într-o... Cine? Domnul Corcomar. A fost aici. Pentru care am vrut să dăm ajutorul. A fost aici, că am dat și partidul de zi, dar nu a primit bateria, nu o să primească și bateria. Trimite în comisia și când se fie informația... Raport. Da, da. Și proiect de hotărâre privind asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității de învățământ. Domnii consilieri prezenți în sală au primit aceste materiale, probabil că le-a studiat unul de la școala numărul 1 și unul de la școala numărul 2 cu sucursalele pe care le are. Și trecem direct la dezbatere. Nu mai citim materialul. Așa că așteptăm în scris acum. Eu am invitat și pe domnul director acum. Dacă nu sunt prezenți, eu probabil... Nu, am fost invitați. Directorii de școli au fost invitați. Și domnul Morai Costică și doamna Mihaela Buriu au fost invitați. Bine, dumneavoastră și-au prezentat în material... În material mai important de... Apar, da, problemele pe care le ridic pe ei. Acum așteptăm din partea noastră. Eu am scris și eu proiectul ăsta de hotărâre, dar n-am văzut nimic în legătură cu preparații curente la școală de la Poiana Sărată. Este undeva scris și așa ceva, în raportul doamna Bolivie, doar referitoare. Da. Vedeți dumneavoastră că e o discordanță mare între toate construcțiile alea și școală. Noi am făcut un proiect și fostul Consiliul Local n-a aprobat să te încuierea. Dacă permiteți, domnul primar, că am auzit de tencuire. Ne-a cerut de la Consiliul Județean să facem un raport energetic. Și noi am băgat toate școlile cu raportul energetic și dacă ne-l aprobă, vin cu fonduri europene și atunci se dă totul jos și se tapițează cu asta și atunci se face fațada. Din cauza asta nu s-a băgat treaba asta să cheltuie. Că sper, fonduri europene, avem de la 5.000 de locuitori în sus, aprobă bani de la fondul european și să sperăm că de la anul dă bani și atunci facem peste tot și să încercăm să nu facem, am vorbit și cu asta, să nu facem nimic spre exterior. Trebuie să urgentăm proiectele astea, dacă e vorba să le apaie. Păi așa, am trimis hârtiile, păi aia e, că noi am dat ceva, deja am dat drum, au fost cu ceva proiect, de aia le-am luat și cu hăți, cu asta, cu canalizarea aia la Călcâi, care era făcută de domn primar, o reactualizăm, am luat podul de aici, de la asta, am dat drumul cu podul de la Boacă. Trebuie avut în vedere și casa de la Cataramă, că se dărâne încet. Casa la Cataramă, avem acum o cerere care crește la domnul vice și o să discutăm. Cineva cere partea de jos închiriere și cu obligația că face el reparații să nu te deteriorezi. Acum depinde, la casa aia trebuie închiriată de specialiștii în comună, nu? Pentru că așa putem și voi să dăm în bază. Păi, judecă îngrijești, eu... Așa a fost și țiganii care au treabit. Dar atunci, acum mai mulți țigani. Dar la ședință se discută, luați hotărârea dumneavoastră, Consiliu. Eu spun ce am primit. Mă legătură cu școala de la Poiana Sărată. Poftești, domnul Ducar. Am fost cu domnul proiectant, într-o săptămână, două, să realizează proiectul pentru să facem acoperișul. În primul rând, da. În primul rând, trebuie făcut acoperișul. Deci, în două, să vă așteptăm proiectul, să vină proiectul la proiectant. Am fost acolo, în fața lui. Să vă faci acoperișul. Mulțumesc. Cine mai trebuie să ia cuvântul în legătură cu școlile? Cu activitatea de învățământ. Văd aici la școală un drum de specializare și unică obiectul școlar și se va ajunge un studiu de tip pentru instalare de paratrasnicuri de clădirea obiectului de învățământ. Nu s-au alocat bani pentru paratrasnicuri?
La asta s-a făcut, la școala e terminat, la școala numărul 2. Da, că nu știu, păi tocmai că știam că e terminat și îmi văd iară din nou aici. La una e terminat, la una numărul 1 nu este. La una numărul 1 este, nu e terminat. Posibil. Deci el a trecut așa în general, dar... La școala numărul 1 din materiale de zâncă, domnul Morar, Costica a cerut înlocuirea în delictorii. Ai scris de clădire un test de învățământ. Păi toate ar trebui. Toate. Și am înțeles că deja la 2 știam că este, s-a alocat bani, s-a... Da, dar la aia, la aia în altă și la... Cum? La clădința numărul 1 s-a făcut pe la trezire. Da, așa. Școala are. Foarte bine. Hey. E pe undeva ei pun și articolul ăsta. Ca ceea ce, normal, ce, ce se scrie în materialul acolo s-a niște legeale, de înțeles că nu s-a făcut nicăieri. Da, aici nu, s-a făcut. Bine, asta se poate corecta aici. Acum sunt mai multe, pentru că nu au venit de la PSI. Școli, nu au venit de la PSI. Din ce motive ei și-au precizat într-o scrisoare pe care avem în materialul nostru. Și-au precizat punctul de vedere și de ce n-a dat aviz. Noi sperăm să completăm. Podurile de la școală. Da, nu sunt singura... făcute la poduri, la gârnele care sunt acolo, la materialul lemnos care poate fi, se poate aprinde. Deschiderea ușilor. Cele făcute interiorul se deschide exterior. Și de la școala numărul 2 se deschide înăuntru. Cumva este pe dos. Și chiar contravine normelor PSI. Ușa nu trebuie să se bolucească acolo și să rămâne blocată, ea trebuie să deschide pentru exterior, prin distribuție publică. Așa cum sunt cele la primărie, de exemplu, și nu numai, sunt mai multe. Dar o să fie înlocuite, că nu-i mai mult, o să ucim de unul, dar jos și o punem invers. Dar nu-i deschide afară, nu se mai deschide. Alte probleme legate de învățământ. Eu aș vrea și eu să spun ceva. Lor acolo. Da. Vreau să spun și eu ceva. S-a îmbunătățit transportul. E a doua mașină care există la primărie. Copii călătoresc, cei din satele mai depărtate care fac napeta, în condiții mai bune decât ceea ce avem. Hai să facem o comparație. În 2008 era imens eu la ala. În ce timp s-au luat aceste două mașini noi, un Renault și un Ford. Ăsta Ford-ul e mai bun, care prioritatea primăriei, capacitate mai mare, număr de lucruri. Câte are domnul Sorumș? 16. Și condiții foarte bune. Dar ce de neînțeles la aceste două mijloace de transport este faptul că unul este al școlii, unul e a primăriei. Unul e salariat de primărie. Și așa e toată țara, nu numai... N-au alocat destui bani Ministerul Învățământului sau școlii. Nu vreau să comentez eu legea. Nu vrea să preia, că eu am mai vorbit la Ministerul Învățământului. La Bacău. Inspectorul școlar. Nu vrea să le preia, că nu au fonduri. A trebuit să avem la atenție și copiii din Drogărești. Sigur că nu au șefii. Așa este. Se poate deplasa microbuzul până la capul punții la Drogărești. Pune în vedere la directoare și cred că se facă program. Reparăm drumul un pic și se poate deplasa până acolo, că sunt 2 km mai mare. Păi nu-i mare, se facă program să trebuie atât și acolo. Și la Drogărești. Pe timp de ploaie, vin copiii cu două rânduri de încălțăminte. Una au venit de 15, care le lasă la Beco. Acolo, după care îi sâncați și... Dar o să mi-a văzut, nu mai pietruim și o țin drumul ăla. Se poate că facem din față la și acolo am captul punții acolo. Deja s-a făcut câteva, dacă îmi permite să intervin, ca să vă informez despre ce e vorba. Câțiva consilieri au făcut tabele cu cerințele oameni pentru amenajarea drumurilor și noi am băgat deja pe SEAP ofertă pentru greder. Că am ajuns cu bâscă la concluzia, grederul e foarte bun, că autogrederul, pentru că profilează întâi drumul, are și scalificator, că nu mai putem să venim cu, să înălțăm drumul, încă mai trebuie să luăm, că intră oameni, avem probleme cu oamenii. Cea mai simplă e să tot punem peste el, dar am astupat în unele locuri gurile de canal, în alte locuri mai sus decât gardul omului și fac scandal. Și atunci am zis că cu grederul este cel mai bine, un greder performant, că ușor am găsit, că ieftin și ușor, dar nu poate să
Are putere. Nu poate, ridică în sus. Și acum este, s-a făcut o ofertă, mai așteptăm o ofertă, ca să putem pe toate drumurile și după ce le profilăm, atunci poate aprobați. Avem atenție și altul de foarte bun și meseriași. Eu i-am dat lui Ionuț, Ionuț face, nu eu fac treaba, că e omul de la achiziție. Din chiria sau e cumpărat? E chiria, pentru lucrare. Păi da, dar trebuie făcută pe legat, s-a schimbat acum, nici nu mai poți să faci închirieri directe, așa, trebuie să dai pe... S-a schimbat regula, jocul, și de-aia durează așa de mult. Și dacă vine, după ce facem ăla, atunci mai aprobăm în continuare ce a rămas restant. Avem nevoie de un utilaj, îl dăm pe SEAP și atunci să așteptăm 14 zile să vină ofertele. Așa. Da. Avem 1,7 lei. Nu, mai avem o scheră cuvânt, domnul Petrișor Claudiu. În analiza domnilor directori care a trimis-o către primărie, am văzut că au prins și rezultatele școlare. Da. Țin să precizez pe eleva Sandu Bianca, care a luat media 10 la limba și literatura română la evaluarea națională. Avem elevi care au participat la olimpiade, la nivel de județ. Primele sunt de la locul 1 până la mențiune. Aș vrea și mi-ar plăcea foarte mult pentru anul următor să oferim recompense acestor copii. Poate putem prinde până la începutul anului școlar un proiect prin care la sfârșitul anului, în urma analizei și rezultatelor, o să-i putem recompensa. Am observat că se pune accent pe infrastructură, pe îmbunătățirea condițiilor. Dar trebuie avut în vedere și educația. Copilul are nevoie de motivație. Iar primăria aici ar trebui să își vină cu aportul său. Să ofere copiilor care au rezultate, care ne promovează și care ne duc numele mai departe. Mulțumesc! Asta până în toamnă să le prezentăm copiilor ca ei să știu să muncească, să fie la școlile au bugetul lor, au ordonatori terțiar de credit și pot să facă ei asemenea, sigur că da. Din bani Consiliul Local. Ei au, sunt ordonatori terțiar de credit, au buget separat. Dacă așteptăm să facă ei, nu mai face nimeni. Da, da, faceți-vă mărinte. Bugetul lor tot dumneavoastră la aprobați. Să nu uitați. Nu știți că vă spun. Și să avem și Consiliul de Administrație. 4 oameni, deci o să discutăm și problema asta. La diverse o să fie în așa. Suntem în Consiliul de Administrație, 4 oameni, 2 acolo, o să vedem. Da, două cuvinte vreau să spun și eu, fără am transformat în purtător de vânt, era bine dacă era doamna directoare aici. Școala gimnazială Uitus, numărul 2, a fost controlată în anul 2016, în primăvara anului 2016, de ARAÇI. ARAÇI-ul fiind un organism de control și evaluare al Ministerului Educației. Nici eu nu știam ce, m-am uitat pe internet să văd ce, când am auzit prima dată cuvântul ARAÇI, că mi se părea ceva așa. Și a obținut rezultate foarte bune la acest control, s-a muncit mult pentru pregătire, e un documentar foarte laborios, care trebuie întocmit după niște norme. S-au muncit foarte mult, sute de pagini și dau ieșit cu calificativul foarte bun. Să vrea să vă aduc la cunoștință, chiar dacă nu am directoare aici, nu știu ce să fie, să te cup cumva și material așa ceva, dar am vrut eu să iau despre asta să informez. Atât. Dacă nu mai sunt înscheri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Bine. Contra? Abțineri? Unanimitate. Trecem la punctul 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară din trimestrul 2016 la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Uitus. Încep eu cu a spune că a fost dat aviz favorabil pentru execuția bugetară. Alte documente le aveți și dumneavoastră. Avizul s-a dat în cadrul Comisiei Buget Finanțe. Cine dorește să ia cuvântul în legătură cu... Eu vreau, domnul președinte, nu mai știu ce vă reșez la acest lucru. Da, domnule. Deci
Am uitat peste materialul ăsta și am văzut la partea întâiată de protecțiune de funcționare. Ai niște impozite și taxe la persoane fizice. Văd că și la celelalte impozite și teren la persoane fizice, întotdeauna sunt mai mari la cele juridice. Și ce se întâmplă oare treaba asta? Uitați, impozit pe clădiri la persoane fizice realizat 103 aproape din cel planificat. Impozit taxe pe clădiri de persoane juridice 65, planificat 96. Deci, un mai puțin. Impozit pe teren la persoane fizice 144, a depășit clar. Impozit taxe pe teren la persoane juridice realizat 4.520 față de 14.000. Deci, pentru că, vă răspund eu, pentru că sunt mai multe persoane fizice și juridice. Dar și persoane sunt mai interesați, putea să primul. Acum am primul semestru, stăm în urmă. Da, dar e prea mare diferență. Unitățile, societățile comerciale nu au obligat să plătească în primele trei luni. Eu în primul care se vorba de 6 luni. Au obligație, da. Dar ea ce plătește până la sfârșit. Ei au obligația să împartă sarcina de plată în patru tranșe. Fiecare trimis cu tranșa lui. Asta e la mâine. Dar oricum e prea mare diferență. Da, iarăși. La 14.000, la 4.520, așa se întrebe. Da, ar fi trebuit să mai întrebăm personal, deci, ca să consultați. Da, o să și mai am aici cumva o nelămurire la taxa hoteliere. Și din ce constă taxa sa hoteliere? La depasări care se fac, știu eu, unde se fac depasări? Cazarea care are loc la hotel, la camping, la părăsirea, și cel mai cei care au loc de cazare o plătesc. Domnul deșprimar, eu am întrebat, nu v-am întrebat pe dumneavoastră. V-am întrebat oamenii care sunt aici, respectiv care sunt în... Asta l-am întrebat, nu la... Acum să vă spun ceva. Nu, vă spun așa. Da, domnule. De datura trecută mă dată. Domnul Osoroșa are experiență. Domnul Osoroșa are experiență. Nu trebuie să vă spun. Da, care și el. Deci o sumă pentru cazare și o taxă pentru primărie care vine direct la primărie. Păi știe că el lucrează. Am întrebat. Și are de preamă. Am întrebat ca să știu și eu. Da, știu. Trebuie să știu. Trebuie să știu. Unitățile care au spații de cazare au taxă, hotelier, trebuie să plătească. Înțeleg, domnule, dar asta e. Pentru personal, eu știu că taxa hotelier se dă pentru personal din primărie. Haideți să vă spun ceva. Cifrele care ne reprezintă acum la execuția bugetară sunt pentru lucruri care s-au petrecut deja. Am înțeles, doamna, dar eu am întrebat. Doar pe trimisul 2. Trimisul 2 vorba. Nu, n-am ce să mai... Pe jumătate. Dar la gramatică, o acțiune trecută și terminată, înaintea alte acțiuni trecute și terminate. Ce zic de fapt? Oamenii aici la primărie. Nu s-a cheltuit banii nicăieri azi. N-am înțeles cum poate. Deci acum am înțeles. Deci am vrut și eu să mă edicim. Da, domnule, da, dar nu știu ce e nevoie. Iar la drumuri s-a spus că pentru semestrul trecut nu s-au cheltuit. Dar nu s-au cheltuit. De ce? Că au rămas în unele drumuri, s-a început cu... Au fost și ploi mult în primăvara. Uite, a fost o primăvara. Până s-a uscat, a ploat de acolo, de acolo și până acum, au mai fost câteva condiții în care ne-am topit de cărbură. Haideți să ne mai spune. Deci au fost unul care ne topim de cărbură. Deci nu putea să mă balastreze cu sordin ăla. Niște uniți acolo ca să nu uniți aia lumea. A fost cautare și aia au fost posoare. Au fost și ploi, au fost și aia. Deci nu au vrut să trimestul trecut care a fost acolo, s-a plăbit banii pentru aducerea de flori. Să nu ți-a frământ. Așa am înțeles. Domnul Consiliu, bine că avem și cheltuit, cheltuit necumântor. Păi, dar și aia dacă trebuia, nu trebuia făcut și prea banată. Deci, în festivalul s-a dus până într-un loc, de acolo nu s-a mai dus.
banii ne cheltuiesc, respectă lucrurile nefăcute. Are dreptate. Bine că nimic e făcut, nefăcut, dar sunt oameni care... Bine că s-au făcut acolo la voi, la noi nu s-a făcut nimic. Așa spune, domnul Porcova, nu știu așa este. Invităm acolo pe domnul primar, în legătură. Ca să vă dau un răspuns, pentru că mi-a trecut și mie acte prin mână și le repartizez la servicii, după competențe, apar de la ANAF, foarte multe, au fost foarte multe firme blocate, absolut toate conturile. Chiar dacă vrea să plătească, nu putea, că erau, sunt conturi, pentru că așa merge economia, n-a plătit la timp, i s-a blocat, unii l-au băgat în ăsta și încep să se mai deblocheze anumite conturi. Pe firme mari, ălea mai mici, amână. Pot să vă dau exemplu de o grămadă de firme care nu și-au plătit concesiunea, nu își plătește o grămadă de chestii. Dar până la sfârșitul anului, tot plătesc. Altfel, le e frică și... Am întrebat, plătesc majorări, dar le e frică că le se ia concesiunea care a concesionat. Și am vorbit... Și am vorbit și de la finanțe. Am vorbit și la încasator, a zis că, în general, în lunile astea, în trimestrul 2, 3, încasările sunt mult mai mici, în fiecare an. De aia și cu bugetar, cu exercițiul bugetar, de aia să discută, să-l rearanjăm, să-l revotăm, rămân bani dintr-o parte, de ăsta vin iar încasări mai multe și culmea că ne rămâne la sfârșit de an banii, când aproape nu mai putem să-i cheltuim, știi? Va plouă, va ninge și da, de aia. Așa e o problemă. Așa e. Vă trimesc sub pat, că nu mai poți. Că nu mai poți. Dar să sperăm că o să putem, dacă ne mișcăm repede, o să putem să continuăm. Și v-am explicat cu drumurile acum, pentru că dacă luăm ăsta, am discutat cu mai mulți care s-au plâns cu drumurile. Am ajuns la concluzia că cu grederul rezolvăm problema. Întâi profilăm drumurile, că s-au înălțat pe... Tot palastrul s-a dus pe lături, îl aducem spre mijloc, îi facem reprofilarea și unde e nevoie, atunci aducem griblura care o punem din nou și poate găsim, poate luăm și un cilindru, un compactor care să-l facă. Pentru că suntem deficitar la asta. Cu toate că avem ceva drumuri băgate la fonduri europene și mai acum am dat drumul să facem, iară să căutăm... procedurile de rigoare ca să facem drumul la curte pe baltă unde sunt probleme, că toată apa vine de sus și iese în drum. Și sunt noi din ideea că domnul primar. Păi da, dar trebuie, eu spun ce am început noi să facem, că deodată nu poți. Și bavan, și partea dreaptă, dar și să încercăm de acolo, încercăm de sus prima dată să mai redirijăm, dar să aducem specialiștii, să nu mai facem după ureche, că dacă facem după ureche, punem și după aceea... Domnul primar, dacă această grebulă care o aducem, sau petici și care o spune zonăvașul, o aducem și o compactăm, a spus că după ăsta de aici avea drum? Asta pe nu, că... Și îl aruncă, mașinile fug foarte tare, mai ales unde apă, eu vă duc pe leșunț. S-a făcut drumul anul trecut cu compactare, cu tot, dacă vă duceți acu ce grob, oamenii toată ziua vine la noi. Am vorbit și cu cei de pe leșunț, cu tornatorul. O să facem o colaborare între noi și ei. Noi băgăm cernica, partea de la Nițu, cu biserica, cu totul, că atunci ne aprobă fondurile europene mult mai ușor. Și a zis că o să trimită specialistul de la Iași care le face proiectul și poate reușește să ia fondurile europene și atunci avem o rezolvare, cel puțin cu casele din partea aia. Asta sunt promisiuni. Dom'le, dar trebuie dat în judecată locul serviciu privat, pentru că acest drum este drum comunal și ei l-au preluat ca fiind drumul lor. Acolo unde este intravilan, este drumul comunal. Eu m-am interesat și tot drumul e câștigat de ei de la podul. Greșit. Păi da, domnul primar, eu ce-am găsit? Trebuie să-i dăm în judecată. Păi uitați, așa... Și tot vorbești tu acolo, pe cu semnul. Așa...
Așa și, în capătul satului dau de 3 săptămâni, dau telefon să vină omul care a închis, că e închis ilegal. Deci noi începusem o lucrare de pompe, nu putem să continuăm lucrările la canalizare, la canalizarea comunei. Dacă nu încheiem și nu recepționăm, nu putem să facem extindere. L-am chemat de 3 săptămâni, dar vin azi, vin mâine. Pot să vă aduc, am chemat-o, aștept să vină jurista, dacă nu, dau la oficiul de cadastru, deschid proces acolo să vedem ce s-a suprapus, unde este greșeala, pentru că nicăieri nu este până într-un, nici nu are voie și nici nu poate să facă construcție. Eu am vrut să rezolv amiabil să meargă mult mai repede. Dacă nu se poate, merg la forma asta. E păcat că avem bani pentru terminarea canalizării și nu avem terenul, că e terenul cadastru până în drum, ceea ce nu e normal. Știți prea bine, așa am găsit, mă lup să o fac. Nu dau vină, nu dau ăsta. Da. Vreau să... Aici e cadastrul, ia lua, Felicianu. Singura soluție. Eu l-am chemat, de 3 săptămâni tot îl chem, l-am rugat și pe Ionuță. Vă-ți două franci, nu? Da. Și a zis că vine, a trecut iară, asta e a treia săptămână de când am dat de numărul de telefon. Mai încerc, i-am dat și nu păscă. Domnul primar, scuzați ce mă întâmplă în genul. Domnule, care e canalizarea aici? Asta care merge una așa, pe acolo, pe acolo. Eu înțeleg canalizarea care se face pe unică. Atât acel care se folosește canalizarea, trebuie să mă folosesc eu. Unde e canalizarea aia? Să duc oamenii pe marge, pe luni, noi nu suntem în stare să facem o canalizare ca oamenii, ca să putem folosi tot cetățeanul în canalizare aia. Domnul Poacă, sunt de acord cu dumneavoastră, dar atâta s-a făcut. Trebuie să plecăm de la ce s-a făcut, ca să continuăm. Am fost la o ședință, la Bacău, alaltă ieri, s-a prelungit că tocmai e problemă pe la nivel de țară e problemă cu canalizarea, s-a prelungit până în anul 2025, că trebuia să intrăm în penalizări. Încep satele mari, ălea mai mici și s-a prelungit până în 2025, că intrăm în penalizări, că nu avem apă canal. Dar trebuie să o grăbim ce avem ca să putem extinde, că e o lege, dacă s-a început un proiect, cum s-a început și podul de la Gălățeanu. Deci noi nu putem să-l continuăm, că trebuie să treacă 5 ani, că altfel nu poți să faci alt studiu, că trebuie motive și să dau cine a greșit ca să poți să faci podul la Gălățeanu, ca să știți despre ce e vorba. Și trebuie motive bine temeate, duse la minister, la guvern, să aprobe guvernul și ăsta. Deci ăla rămâne. De aia am hotărât să facem podul cel puțin aici la Boacă, ca să putem circula cu mașinile iarna. Deci, de aia vă informez ca să știți dacă greșesc sau ce ăsta, să puteți să mă trageți de ureche, să pot să facem altceva. Domnul primar, să reparăm podul la Gălățeanu. Deci la Gălățeanu, cred că ați observat, am pus grinzele, sunt acolo grinzi. Dar, de exemplu, dacă spuneți că nu ne dă voie să facem podul. Acum nu dă voie să facem podul, de acolo la asta, la... Acolo putem să-l facem, dar dacă nu vor oamenii, nu puteți să trecem. Problema e de alt proiect. E vorba. Acolo s-a făcut proiectul, acolo s-a luat hotărâre. Cine a luat hotărârea? Consiliul local. Nu e adevărat. Dumneavoastră ați luat-o. Este hotărârea Consiliului local, toți 500 au votat pentru. Pentru la Gălățeanu. Dar nu m-am menționat atunci cu... Pe local. La Monte sau la Bande, din poziție. Unde e lumea? Domnilor, dați un zi. Începem să ne abate. De la punctul de ordinea de zi execuție bugetară, începem la podul... E important, dar o lăsăm pe când va fi. Hai să revenim la ordinea noastră. Dacă mai dorește cineva în legătură cu execuția bugetară. Poftiți, domnul Caun. Am observat la cheltuieli că cei mai mulți bani se duc pe cheltuieli personale, cheltuieli materiale. Și prea puțin s-a dus spre secțiunea de dezvoltare. La punctul cheltuieli materiale, ce presupune aceste cheltuieli? Unde s-au dus? Care sunt acele materiale? Ce presupun? Puțin defalcat sau nominalizat.
pentru că este tema generală, cheltuieli materiale, dar ce în spate ce cuprinde? Data viitoare trebuie să scrie mai precis că facem. Să scrie cotaiza. Ar fi bine ca la ședință să fie și din personalul din primărie să le dea explicație. Să ducă cu s-a îngreunat, s-a pus sistemul de plată, trebuie să anunț totul la ANAF, ANAF-ul după aceea transmite mai departe la bancă, nu mai te duci direct cu documente la bancă, te transmis la ANAF, ANAF-ul electronic te transmite la ta. Și trebuia să depună că altfel nu se ia salariile. Și de-aia am spus, putem să o scuzăm să plece, ca să vă explice. Data viitoare o chemăm când facem și vă spune toate, că ea le are pe capitole. Nici eu încă nu le înțeleg bine. O să fie o rectificare de buget, pentru că va trebui făcut. Sunt neconcordați cu planul din de la 1 ianuarie, bugetul de anul 2016 și execuția bugetară la zi. Azi, că sunt unele necomportanțe, o să se refacă într-un proiect de hotărâre cu rectificare de buget. Probabil luna august. Așa trebuie, luna august. Nu august, așa. Da, așa, l-am întrebat și eu pe doamna. Probabil așa este normal. Dar mai dorește cineva să-i acum? Da, domnul. Vreau să vă spun despre cheltuieli la asistență socială. Așa. Nu se mai poate face o verificare, sunt foarte mulți bani la asistență socială. Să verificăm, să vedem exact oamenii ăia care merită banii ăștia. Da, bine. Dacă caut un om cu munca în sat, are asistat social și nu mai vin la treabă. Nu, nu așa e. Am fost pe tren două zile de primar, n-am văzut pe nimeni. Da, domnule, să vă dau un răspuns la asta. Și eu am observat aceeași chestie. L-avem pe domnul Naiman Traian, care l-am rugat pe domnul viceprimar. Ține evidența acum, ne-am dus pe teren. Nu am găsit, a zis că sunt 10 oameni acolo, din 10 oameni am găsit 6 sau 4 și la ora 12 n-a mai fost niciunul. Domnul Traian este primul care dispare, vine dimineața la 8, când eram eu viceprimar, zicea că eu sunt subordonat primarului, se ducea la domnul primar, acum că sunt eu primar, e subordonat viceprimarului, se duce la viceprimar. Deci nu vă mint cu nimica, dar la ora 9 nu-l mai găsiți nicăieri. Să facem ceva, domnul. Vă mai spun încă o chestie. Deci domnul viceprimar s-a dus și a controlat. Mulți încă acum vorbește, vai ce răi sunt ăștia. Pentru că ei nu știu că pentru banii respectiv trebuie să muncească. Acum am zis, cât lucrează, atât ai plătim. Fără supărare. Pentru... Dacă bun de muncă, nu trebuie plătit asta social. Noi ne sculăm la muncă. Păi, domnule, dacă nu vine ăsta, ei sunt niște bareme. Dacă se încadrează în ăla, n-avem ce să facă. Ca și la pachete. Vedeți, unul care are pensie sub ăsta, primește un pachet care are ajutor social, primește toată familia. Da, și vin oameni nemulțumiți. Asta e legea, nu o fac eu. Și nu dau nici eu nimeni. Dar la nivelul postul, că să revezi în legea. Da. Să vă informez că putem, da. La domnul primar și am pus casiere la piață. Până a fost domnul Traian, la 3 săptămâni, să găsa ajungi 300 lei la piață. Acum se găsească 800-850 lei. Am crescut astea agenții economice, ți-am avut. Nu, da. Au venit mult cu bani, primea mult cu roșii, da. Dar știți cumva un număr cât asistat social sunt la noi în comună? 65. 65 care au drept din muncă, 65 care nu au vârstă de peste 60. 130. Nu trebuie să... 100 și... Au anumite medicale, sunt bătrâni, sunt... Luați-i întâi dosarele la de ce vreau să revizi. Uitați-vă dosarele la mea. Și care mi se pare... Este tabel pe ușă. Uitați-vă cei care să facă... Ore folos. Bine, dar dosarele pe tot ce au ori acolo... Ore. Ăsta e minutiv. Încă foarte mulți nu au venit să-și depună ca zis, eu nu mă duc să muncesc, dar dacă ar fi toți care se încadrează, ar fi mult mai mulți. Eu vă spun ceva, e un caz fericit. Comuna Oituz, din aproape 9.000 de locuitori, are 130 la ajutor social. Dar e un sat în Dâmbovița, o comună în Dâmbovița, tot satul. Ajutor social. 2500 de indivizi în satul ăla, 2500 de ajutor social. Trebuie să dăm exemplu. Primăria grupuie ca să-i plătească pe aia, n-au duce și medicale lor.
mai fă drumul, mai fă... Să schimbă mare. În Dâmbovița, eu un sat întreg. Bine, dar ești meseraș. Dacă un proces din asta, pierzi, că el dovedește că n-are venituri. Nu, dosarele sunt atât de mici. Uitați-vă, nu, uite, cineva care păzește acolo și nu știu. Dacă cel care ar putea să-i păzească pleacă înainte al lor, cum să-i păzească? Eu propun să ne oprim cu discuțiile aici și să supunem la vot proiectul de hotărâre privind execuția bugetară pe trimestrul 2, că de fapt asta sunt discuții. Așa multe chestii sunt, dar e cineva împotrivă? E cineva care se abține? Toate voturile sunt pe. Domnul primar, dați un pic la informația. Am murit. Punctul 3, eu vreau să-i dau, dar nu am permis să... Sunteți pe economie. Punctul 3. Atestarea unei suprafețe de 1000 de metri pătrați, ca făcând parte din domeniul privat al comunului Tuzi. O parte este în domeniul public, o parte este în domeniul privat. Noi îl identificăm ca domeniul privat, avem voie să facem treaba asta, nu e nicio problemă. La ce se referă, a citit și în materiale. În raport scrie tot. În raport scrie tot ce este acolo. Ce a citit raportul, e vorba de Chiciorea, care și-a pus în casă pe terenul concesionat de la primărie, vrea să... îl cumpere. Deci, e al lui, că el se plăcea. Mai trebuie să fiu de acord să... Dacă dăm la o persoană fizică, deci să nu-i dăm și la persoane juridice, la farmacie și la... Da, când va veni proiectul lor, discutăm. Domnul Bode a ridicat un proiect și un pic din gură de fapt. Dar trebuie ajutat și ei. Trebuie. Cabinetul medical și farmacie. Dar și dacă dăm concesiuni, tot ajutat sunt. Acum... Știu, dar și avea un lucru pasul ei, trebuie să nu concesiuni. Acum noi hotărâm un singur lucru, identificarea. Ca în parte. Deci un singur lucru, e un pas spre... Așa, scrie la cuvânt, avem Boacă Leonard, după aceea Petrișor. Zi, domnul Boacă. Comisia a dat favorabil la cererea asta. Am fost acolo împreună cu ceilalți din comisie, am identificat terenul împreună cu domnul Roiu, da, cu domnul Plineț. Am măsurat aproximativ că acolo nu s-a putut intra, întrucât Chiciorea, știți prea bine, Dorian, este decedat, iar familia se află în Italia. Dar păi nu sunt aici? Deci am identificat terenul, împreună cu așa, am dat curs favorabil. Ei mai cer acolo, așa am înțeles, de la domnici primar, o suprafață care noi am identificat când o fi, atunci o vom vedea. Dar domnul primar a anticipat. Noi avem în vedere treaba asta să plecăm, am plecat de la podul ăla Bățiști, cum zici, la moară, da. Și venim tot în continuare toate acele locații care au fost îngrădite abuziv. O să le luăm toate și o să le măsurăm. Este domnul Poroiu, domnul Neni, veți aici. Deci o să știți și domnul Corcoman. Deci le luăm și le măsurăm. Păi omul lui Dumnezeu, ai construit ce ai făcut. Ia să vedem dacă știu că nu este ilegal. De acum înainte ai folosit el, dar de acum înainte să-l măsurăm pe construcția aia. Cu contract? Cu aș vorbea cu primăria tot și plătești. Dacă nu vrei așa, atunci dai închiriere să cumpere la concesiune. Dacă trece și ăsta, poate să ajungi și să vinzi. Nu, vreau, vreau să ajungi toate astea locații principale. Deci, pe caz, nu aduci mame și mai ales dacă nu vrei. Până încă vrei dincolo, toate locațiile astea să fie verificate și aduci aici cu cere ori închiriere, ori concesiune. Fără vânzare.
până în perioada următoare. Așa ne-am propus noi. Da, e bună. Propunerea este foarte bună. Deci eu am terminat. Domnul Petrișor Claudiu are cuvântul, s-a înscris la cuvânt și are cuvânt. Ați adus punctul de vânzare a terenurilor. Eu zic că este un subiect foarte delicat pentru cetățeni. Propun, dacă vine cineva cu o cerere ca să cumpere un teren din domeniul privat, în baza legii 52/2003, să supunem la dezbatere publică. Cetățenii pot veni la dezbaterea respectivă și să consulte, da, să-i consultăm. Iar în baza consultației, să luăm o decizie. Consider că noi aici, fiind 15 consilieri, este un subiect destul de delicat să luăm o decizie în numele lor. Pentru că terenul este proprietatea comună, a tuturor cetățenilor. Iar în baza legii 52/2003, putem să consultăm. Dacă nu se prezintă, că știm că nu există o foarte mare de interes față de ce se întâmplă în baza publică, luăm în considerare că sunt de acord. Acceptă tacit. Da. Deci sunt pași în urmă. Da, îi faci. Da, deci, faci ajunge la vânzare, pe toate căile. Și oricum, la vânzare, la concesiune, se afișează în toate revinții, da, în toate ziare, cu licitație, participă toată lumea, deci asta e pusă la punct. Și asta mă întâi ceva în plus. Asta e un caz mai particular. E bine pentru toată lumea ca să dispară suspiciuni, să nu fie suspiciuni, să nu fie nimic. Cu cât mai multe, cu atât e mai greu, dar cu atât e mai bine. Uite, vezi, părerea mea. De ce n-ai venit să spui? Nu era ce să mai... Vreau să plătească, să știe că e părerea. Și-au dat construcții, s-a dat concesiuni. A avut concesiune și acum vrea să devină proprietar. Și noi suntem de acord, n-a... Ce zic? De fapt, da, și așa, a ocupat un teren cu râmpă, urâtă, urâtă, se duceau cu râna acolo. E corect, dacă vă duce. Și acum să mă duc să ocup și eu un teren și peste 5 ani... Dar domnule, că a venit casă. Dar e concesionare. Construiesc ilegal și... Dar nu e repede. Bine, nu se are voie să construiesc. Contractul de concesiune, asta i s-a prevăzut. Asta e un alt scenariu. Aici nu s-a întâmplat așa. De bună dreptate. Hai să nu să mă mulțumesc. Asta e alt scenariu, nu? Hai să ajutăm grabă. Bă, hai să vedem oamenii noi. Domnul, eu supun la vot proiectul de hotărâre privind identificarea, ca fi, făcând parte... Da, am și alt certificat de moștenitor, tot. Toată lumea este pentru, s-a votat cu 15. Trecem la punctul 4. Hai că un pic cam lungit, dar hai mai... Merge cu viteza 4-a, o dar bine. Nu chiar tare, dar oricum. Raport privind aprobarea organizării și desfășurării manifestărilor militaro-religioase, artistico-religioase, tradițional în memoria Uituzului din 15 august 2016. Ei, aici l-am dat aviz favorabil în comisie, dar au fost discuții. Ca președinte de comisie, trebuie să informez Consiliul despre discuțiile care au avut loc. S-a zis, doamne, prea mulți bani, 150 de milioane, pentru plata... Imediat, imediat. Pentru plata... Serbării Câmpenești de la Codreanu, că sunt așa. Formațiile cer prea mult, de ce să avem două formații, că acolo scrie de două formații, de ce? Să aducem o fanfară mare și aducem mai mică și chestii de genul ăsta. O să luăm cuvântul. O să-i dau cuvântul pentru prima dată, nu domnul Ope, da? În legătură cu problemele astea, acolo au fost. În restul totul, ca program, s-a aprobat. Am făcut acest proiect similar, cel de anul trecut, cu răspindere de anii mai mult față de anul trecut. Vom renunța la artiști profesioniști, am contactat cu Farcer foarte mult și mergem pe ideea unei formații, cum ar fi Intim Band, care cântă și danunț și asigură să danseze lumea, cu sumă mai mică, mult mai mică, iar formații artistice aducem gratis dintre formațiile artistice care sunt evidențiate la Festivalul Slănicului, care va avea loc pe 23-24 iunie. Deja am luat legătura cu Traian, Comuna Traian, Comuna Poduri,
și Comuna Grigea au formații foarte bune, pot să reprezinte și le vom da doar bonuri de masă, trebuie să se vin. De 15 lei, nu? Da, nu de 15, ce 15 am dat noi acum, la, da, la, mai se poate de 15, dar să mănânce de 15 lei. Cu formația de la Găiceana, suntem în parteneriat de mai mulți ani, ei vin la noi, noi mergem la ei pe 7-8 septembrie când dau nedea măvânească de la Arin, da, schimb de, da, fără să ne coste bani. Deci acolo, la 150 de milioane, eu am prevăzut 150 de milioane. Mai iată la Ștefanel primar. Da, 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 este la tot primar. La Olesia, da, da. Da. Eu am trecut acolo în ideea să aducem niște adică niște sorici profesioniști. Ce foarte mult. Pentru mai puțin de o oră, aproape pentru o oră, cer 1000 de euro. Domnul Oprea, da. Eu am avut o contrazicere al la rând cu Căiuțu. Căiuțu este o comună fără invalidități istorice față de Uituțu. Uituțu ăsta îl trece acum 100 de ani de la primul război mondial. Căiuțu a cheltuit întotdeauna câte 1.200.000 și o comună care are bugetul mai mic pe jumătate decât Uituțu. Și noi acum nu putem să facem o manifestare mai grandioasă și cu un evenit așa deosebit. Dar Căiuțu au apă, au tot de rog. Nu. Ce are apă? Are un sanitar la sanitar are apă. Următoarea problemă, vă rog. Nu e așa mare ca Uituțu. Era vorba să vină la această manifestare pentru că se numesc 100 de ani de la începerea primului război mondial. Să vină președintele țării. Am înțeles din niște informații care mi-au ajuns la ureche că președintele țării ar vrea să vină la Uituț la această manifestare cu 100 de ani de la începerea la toată pe 25 octombrie. Și atunci sigur că va fi manifestare sub altă formă. De aceea eu spun să mai diminuăm acolo, dar 150 de milioane. Am trebuit 100 comisie. Am diminuat. Nu știu. Am luat 50. Am luat 50. Atunci mergem pe ideea aceasta. Dar vreau să vă mai spun. Începerea primului război mondial, 14-15 august 1916, a însemnat trecerea trupelor române, pe teatru trupele române, Granța, dar au fost respinse, dar tot în 1916 au fost două mari bătălii pentru oprirea inamicului aici. Deci nu putem să trecem primul război mondial numai pe Poiana Sărată. Nu. Să ne înțelegem foarte bine. Pentru că sunt niște discuții că noi suntem mai sus decât voi și așa mai departe. Nu, astea sunt discuții inutile și imediat. Acum, Uituțu, împlinim 100 de ani, în 2017 de ani, marea bătălie de la Uituțu, ofensiva de care a schimbat cursul războiului. Da. Cursul istoriei. Adică și cursul istoriei, și a Europei, și cum vrem noi, și a pământului, a globului pământesc. E o sărbătoare mare și eu am susținut și în comisia noastră, Doamne, este emblema noastră, până la urmă, brazonul nostru al Uituțului. Cum ne prezentăm, așa ne vede lumea. Dacă ne prezentăm rău, rău ne vede lumea. Dacă nu se filmează, ce nu e mai bine. Vezi ce-i că bine de eu. Dacă se vede cine vine în comuna asta și vede pălângă, ce bine stăm cu atâtea drumuri, să stăm, e bine să mai și jucăm. Pălângă filmul pe care îl face cu contrariu. Putem să chemăm și o televiziune națională. De ce nu? Altman, altă s-ar putea să fie interesat și cu sufletul în rai și cu ăsta nu merge. Fără să plăti. Sau curge apa aici. Să ne facem noi. Domnul Vicea. Programul, așa cum este stabilit, este destul de sărăcăcios. Nu putem să avem mai de ce. De 950 de milioane cât am vrut noi să dăm acolo, în ce de rând transit. Ce baltă aici? De-aia zic, chiar dacă imediat.
Chiar dacă, chiar dacă amânăm pe 25 octombrie sau amânăm, tot trebuie să facem o observare, să, nu, să ducă vestea, că s-a făcut la 800 la 100 de ani, s-a făcut. Păi să vedeți ce fac francezii pe Somme, acolo unde au, unde au murit o jumătate de milion de oameni. Că ți-au murit și aici. Nu, nu mai am. Da, domnul Gabor Marius, sunt la rând. Referitor la 46.000 de cine a dat. Ideea este cum trebuie să ne oprim numai la Intimben. Am numere de telefoane, este Gabriela Comănici, care a fost prezentă și la Favorit TV. Mai sunt formații care se pot să vină să cânte și pe bani mai puțin, nu neapărat, eu am înțeles, 4.000 de lei. Deci, asta este părerea mea. Da. Da, ideea este să putem suna și întrebăm, domnule, ideea e sâmbătă, să zic că n-au ei eveniment, au un munț sau astea, să duc un orar la 1.000, 1.200 de euro, da? Lunea că e nici iar banul, cred. E lunea. Noi, are dreptate un bărân, că... Deci, asta să ne acordă. Chiar puțin, că lunea nu e nici o piață, nimic, ai chemăm noi. Că... E un bonus. Păi, ține-ai poșt și asta. Da, domnul, domnul Apost. Mai aveți ceva, domnul Marius? Asta a fost. Bă, domnul Poiești, ne zice. Să căutăm pe mai puțin. Cum am discutat și în comisia Igurului. E vorba de informația de la Greceanță. Noi mergem o singură dată la ei, pe 8 septembrie. Aveți dar, ei, dar ei, în decursul anului, vin la toate festivitățile de care le are Uituzu, sunt prezenți. Și am zis, din suma asta, ar fi bine să ne gândim să aruncăm și pentru ei. Din cei 500 de milioane, să le dăm 10 milioane, câte un milion la cei sau 15 milioane, câte 100 de lei de fiecare. Ei, masă mai bogată, că-ți mulțumiți, vă spune. Dar ați discutat, dar nu vă mulțumesc mai bogată. Trebuie să fie forma legală, cum îi dai bani. Dacă îi dai o masă, ai, ai factura. Dacă îi dai în mână, cum e forma legală? Îi bagi în buzunar, ce scoate? Pentru că el nu are. Eu trebuie să fac contracte formații, că nu știu ce putea să mai bine dăm o masă mai bogată. Și ei, ei la formație, nu și formație profesională. Dar cât îți scrie pe om, cât ăsta e. Nu vă dau cu cita de tot. Nu vă dau cu cita de tot. Domnul președinte, domnul consilier, da, domnul se pare că cumpărească am de la 15.000 de lei, Comisia Economică a aprobat în Comisie 10.000 de lei. A diminuat. Dacă sunteți de acord să mergem așa, supunem la vot. Acolo am înțeles că nu o să mai contracteze niciunul din aia care costă, nici, da, da, nici măcar banii aia. Da, 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 da. Cu ITB sau cine o fi, nu-i neapărat să gândim 10.000 de lei. Nu, nu. Și 5.000 de lei, 6.000 de lei, 8.000 de lei. Par mi-ai dat gardul donar, trebuie să bună, măcar atâta. Vorbeam de francez, dacă nu îi rugă. Îi fac reprezentare, domnule, cu armate, îmbracă nemțește. Francezește pe el, îți fac o simulare de bătărie acolo pe Somme, unde a fost o bătărie cu bani similară cu Uituzu. Oricum trebuie să vă gândiți pe termen lung, că în 2018 sunt 100 de ani de la terminarea războiului. Și atunci trebuie chiar să facem o sărbătoare ca lumea. Numai până atunci, poate suntem zgârciți, dar atunci chiar nu avem cum să fim așa zgârciți. Poate reușim să facem și, și partea asta de, de monument al eroilor, că la ăsta am încasat ceva bani de la curtea eroilor, la, la Poiana Sărată. Se repare, trebuie și ăla, repare. Ăla reparăm, începem acum reparația și după aceea avem proiect și pentru ăsta și poate în timp reușim să reparăm ca lumea și atunci trebuie să facem ceva mai... Că totuși s-a terminat un război, atunci ne bucurăm. Că a început un război, îl sărbătorim la Poiană pentru că am pentru întregirea neamului, dar războiul... Hai, bun, hai să mergem mai departe. Da. Vrea domnul Gabor Mare să mai spune cuvântul. Ideea fiind felul următor. Văd că fiecare an se organizează la Codreanu. De ce nu se poate organiza la stadionul nostru sau la piața Uituzu? Dar ce mult le dai de mâncare? Pe iarbă? Hai mă, să fim oameni. Blazonul nostru, da. Nu le dai pe iarbă, îi pui la masă într-un loc. Nu să te pregătești, dar nu poți fi invitați. Am vorbit de invitați, atenție. Am vorbit de restul. Dar nici așa, pui pe aia de parte, poate omul vine, joacă, dansează, bea o bere.
Mănâncă ani de unde acolo. Adică ai fost anul ăsta a fost din primul loc, conduce, ne-am dus, mergem așa și anul ăsta, la anul, domnul ăsta, dar așa vreau să conduce, faci încălzesc, cum erau anul și mai aia cum venea să ce făcut? În primul rând, dăm posibilitatea și altor comercianți, da? Acum ai domnul Codreanu, să pune și el, înghețată că bine așa se dă. Hai, mă, să mergem așa la anul, m-ați înțeles să stai? Orice stadion, ăla vine, domnul Petrișor. Nu, măi, propunea el, demnă de luat în studiu, să știi că era din asta o scenă, acolo, un loc unde e acum stadion, nu era. Singurul inconvenient care ieșe la domnul Codreanu, domnul președinte, este că nu dă voie la comercianții noștri, are monopol. Și mai miloși, pentru că domnul Codreanu plătesc impozite la primării, cât plătește, dar profitul impozitului profit plătește la Brașov. E adevărat, ca să facem corturi la Apena Sfântă ne-am chinuit într-un fel. Primăria ne-a acceptat să ne lase corturile care le-am avut în locale. Le-a lăsat acolo, le-am folosit voia, mai are și biserica pe două. Și-a făcut... Ideea este nu-i poate stadiul pe viitor. Da, dar aici vor fi două locații. La anul va fi două locații. La curte. Vor stadionul la curte. Ce facem? Nu poate să facem. Și-a ce? În prunul ăla, sau ce e ăla? Păi nu, dar vor să stadionul la ce vă spun că... Prepare un drumul. Vin niște oameni... Vin niște oameni, mai sunt în țara românească încă vreo 10 veterani de război. Nu mai. Din aia 10, 3 vin aici, 2-3 vin aici. Dar vin niște pensionari din județul Bacău, de la armată. Dar nu se-i după aia pe stadion, nu se uite. Eu nu am de asumit. 5 ani de război, au 9 de astea. Comisia economică și Comisia de Cultură. Mai e o soluție că mai jos de Codreanu avem o pașiște care e a noastră, care se umple cu mașină. Am putea, dacă vreți, țineți neapărat pentru ceilalți... Viitor! Nu, dar anul ăsta, dacă vreți să mai vină și investitorii noștri cu un mic, poate pe pașiște aia. Mai departe, dar alege omul, fără muzică, programul e acolo și vin cu ce mănâncă, mici, bea, bere... Poate să ducă și la Nicușor, că nu-i departe, la Birti, dar nu s-o ce niciunul. Niciunul. Și acolo să-l acolo. Acolo. La sugestia unor colegi care îmi fac semne aici, oprim discuțiile, lasă să facem discuțiile. Acum, vreau să zic așa, votăm cu apostol. Votăm cu 50.000 mai puțin la capitolul cheltuielor acolo. Să pun la vot. Dar nu sunt cadrează, domnul. Lasă că așa 50.000. Fac precizarea că s-a dat avizul la comisie cu această rectificare propusă de domnul apostol. S-a votat în toată comisia și merge cu 50.000 mai puțin. Mergem mai departe. Cu mențiunea că domnul Marius aduce o orchestră ieftină, nu? Da, da, da. Deci eu m-am interesat, am luat numele de telefon, se poate, cum se contactează de asta, domnule? Vino mâine dimineață și discuturile cu domnice și vedeți cum arată domnul primar, cum ar fi și bun. Deci, comunicăm cu domnul Oprea și cu ăsta și să cânte cât mai mult, nu știu cum să spun, că mai aveți... Poate să două formații în bani sau trei în bani. Care-i problema? Domnul Eugen Oprea, spre exemplu, de ce vreau să vă zic? Domnul Eugen Oprea, să vină să vină să vină un bonus, nu să vină să vină. Care cântă la curte, da? Mă scuzați, soțul meu numai cu bonusuri. Gata, ne oprim aici cu ăsta, că nimeni da. Și discutăm cu conducerea. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei a statului de funcție și a statului de personal al aparatului de specialitate a primarului. Modificarea vine cu două noutăți. Deci se crea un post. Acum l-ați citit, a văzut organigrama. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Apostol. Să-mi scrie primul la cuvânt. La punctul 1. Se întințează cu Departamentul Protecției Mediului un post de respectul specialitatei 2.
consider că nu o să termini primăria municipiului Bacău, deci primăria municipiului Onești. O primărie din comună. Până acum, care a fost viceprimar, domnul Bodea, cine a fost, domnul Nitru, se ocupa de protecția mediului. Aveam fișa postului viceprimar. Acum se înființează la nivelul comun un compartiment, nu-și asig... nu-i încărcătură pe post. Am lucrat în domeniu și nu știu. Azi zice că nu o propun să mai facem un post, mai creăm un post în primărie pentru compartiment separat, protecția mediului. Mulțumesc. Păi cum s-a descurcat ceilalți primarii, 16 ani n-am avut nevoie de asistență, de inspector din mediu. Sigur că viceprimarul are sarcină. Când i-a trebuit să-i pune și consilierul la treabă și ne descurcăm așa. Acum, aș vrea și eu să iau cuvântul legător cu treaba asta. Am numărat posturile vacante. Sunt 9 posturi vacante la aparatul administrativ și 5 la poliție. 95, 14 posturi vacante. Care este? 14, domnule. Le numărați și dumneavoastră, eu le-am numărat. Și așa este. Atâtea sunt. 9 la poliția comunitară. Și 5 la poliție. Acum. Mai vede poliție și o fac, e nevoie. Stați un pic. Nu ajungem și acolo. Acum zicem, așa, având în vedere că propunerea este făcută de domnul primar. Are motivația, a și scris în hârtia aia în expunerea motive, a și scris despre ce e vorba acolo. Și de ce propune să se înființeze postul ăsta. Pentru că uite că nu sunt oameni, n-ai cu cine lucra. La agricultură nu sunt, acolo nu sunt și dacă îl pui, îi dai și alte sarci, nu numai pe protecția mediului. Iar cerințele au crescut foarte mult, să știți. Pentru mine, în perioada când am fost viceprimar, cea mai mare grijă a fost cea legată de protecția mediului. Pentru că nu dovedești să faci de toate, nu dovedești să ții legătura cu cei care adună cu salubritatea, cu gunoaiele care sunt pe bani, așa și așa mai departe. Sunt și idei de genul ăsta. Să-l lăsăm, să-l facem, să transformăm postul lui Naiman în post întreg, nu cu 1 pe 2, normă, să-i facem postul și să-i dăm și atribuțiune. N-am vrut, domnule, n-am dat și data trecută, n-am vrut, nu știți că n-am vrut. Vădem că inspectorul de specialitate... În mandatul trecut, am vrut să-i dăm și n-am vrut. Păi tocmai de aia, zic. I-am făcut câteva referate și să ne lasă în pace. Nu ne rugăm de el ca să muncească, că noi pierdem foarte mult. Este pensionar sau este... Este și pensionar și asta ne rugăm. Păi, atunci să vezi pașii exact ce nu se face, să notăm. Luna viitoare avem pe ordinea de zi, după poate fi schimbată. Rezultate la piață, nu? Analizate. Am înțeles că vine înapoi Alina, de la poliția locală, da? Da. Bun. Ei, polițiștii locali, dacă vedeți, în fișa postului, au activități pe protecția mediului. Bun. Puteți să trimiteți pe Alina la un curs de o săptămână, polițiști și să-i dați această activitate pe lângă polițiști, să-i dați activitatea protecției mediului. Nu vine polițistul în birou viceprimarului și să stabilească cât la sută din masa noastră exploatată, trebuie să plătească la garda de mediu taxe și nu știu ce. Are niște... De când eu sunt... Așa, domnule, dar nu știu nume, domnule. Noi înființăm un post ca să-mi scriu o întâi cât plătim diferența, domnule. Ce Dumnezeu? E mare lucru, e mare lucru. Domnul Dorel, hai să vă spun cu mediu. Deci ce am lucrat până acum, am lucrat ilegal. De mediu, în mediu trebuie om cu facultate, plus un studiu separat de mediu. Să scoate la... Nu scoate, pentru că nu are numărul nostru de locuitori. De la numărul nostru de locuitor avem mediu. Pentru că n-am vrut să ia. La mediu avem să fac o grămadă. Uitați să vă spun... Acolo a fost un primar adevărat. Vă spun numai de mediu o chestie. Vă spun numai... Da, domnule, cel puțin vă informez ca să știți cum e treaba. Nu știu cât de adevărat sunt, dar nu mint. Zic adevărul, ca să știe toată lumea. Dacă vreți să jigniți, treaba păi, statul de funcție și de persoană, domnule, de ce mai figurează o să luați primar dacă nu mai este? A greșit, așa i-ați educat, domnule, eu două săptămâni m-am chinuit, apărea domnul Osulo și îl trimitea cu hârtia înapoi. Asta e, și am odată neatent că am semnat ca primarul, am șampilat pe Osulo, știți?
Ce se întâmplă? Aici așa trebuie la mine. Trebuie să vă spun că apa să ia analize. Nu este normal ca cel de la, de la ISU, ăla trebuie să se ocupe de ISU, nu să împartă corespondență sau nu știu ce. Deci, avem la mediu apă în fiecare trimestru, analize, de luat analize. Deja am primit amendă 1600 de lei pentru că apa nu corespunde la stație, pentru că s-au dus aia și au luat de unde au vrut. Noi am, când am luat amendă mică, au luat alții 150 de mii. Noi am luat-o cea mai mică. Și cu gunoaiele trebuie să vă gândiți că avem niște probleme foarte mari. Trebuie să avem un om specializat care merge pe la fiecare, îi atenționăm prima dată de gunoi, îl avertizăm, îl penalizăm și mergem mai departe. Că vă spun, am rămas uimit câte porcării să fac la nivel de comună. Nu se respectă legea. Ies oamenii cu topoarele că de ce pune stâlp în afara pe domeniul public? Acolo el e a lui. Altul că de ce a dat unul foc? Unul că de ce facem nu știu ce? Deci trebuie o ordine. Dacă nu facem ordine, o să avem mizerie și lucrăm cu utilajele noastre mai mult. Dăm pe utilajele noastre să adunăm gunoiul și să-l punem la mașină, că nu putem să-l ducem, că am încercat să-l duc undeva și să fac o anumită chestie care nu e legală. Nu e legală și atunci trebuie să închiriez un container de la Romprest care mi-l aduce, umplu tot gunoiul care îl iau după marginea drumului sau de pe șanțuri, unde e jale și nimeni nu răspunde. Că vine la viceprimar, viceprimarul puțin politic mai trece cu vederea, la primar, hai că nu vine nici atât, dar nu știi, domn primar, ce amendarea să-i dea, dar până la urmă s-a mai judecat și ăsta. Eu am fost amendat cu 120 de lei, 1.200.000.000 și m-a judecat de 4.000.000. Și de ce să nu avem ăsta? Dar era vorba de ape, chiar unii inspectori căpuri, care nu mai capă. Și de ape, domnule, uitați, am făcut și la ape, am făcut nu știu câte hârtii, să ne dea aia 2.000 de metri cub de balastru. Trebuie să facem atâta documentație că mai bine îl cumperi. Că nu poți să intri în albe ape. Domnul primar, și toată documentația până acum, știu, domnul Iertos, o făcea viceprimar. Da, domnule, este făcută. Viceprimar este aiurea, domnule, este aiurea. Și sunt, ce a fost, n-a fost cu noi, n-a fost mediul atât de impredat. De selectarea gunoaielor și ăsta. Nici dacă era unul. Domnul Dorel, vă întreb o chestie. Dacă era unul cu 4 clase, că poate să fie consilier cu 4 clase și să-l aleagă viceprimar. Nu știi să scrie la mașină, nu scrie. Ce face ăla, domnule? Păi ce ăla fac, domnule? Nu alegi, domnule, dacă nu are școală, cum să-l alegi viceprimar? Păi cum să nu-l alegi, domnule? E alesul, eu sunt împotriva populației, alesul poporului, nu? Păi aici lucrurile sunt mult mai complexe decât credem noi la mediu. Eu susțin ideea asta. Ați făcut și am găsit dosare cum am făcut. Am încercat și eu și tot la jumate s-a făcut. Le-am dat lui Sorin în continuare și toate sunt harababură. Vă spun sincer. Gândiți numai câte procese verbale sunt și gândiți-vă numai la colectarea selectivă. Deci nu mai unul care spune legea, așa spune legea, așa spune... Banii colectați nu mai facem nici drumuri, nici poduri, nici cărări, nici nimic. Dacă plătim amenza la mediu, că nu facem ce trebuie. Și facem la comunitate în oraș. Bineînțeles, numai cu noi, care adun eu, își plătește din jumătate de lună. Să dăm mare lucru, 1.000 de lei salarul lui. Numai tractorul, dacă îl trimit o dată pe săptămână să-mi strângă gunoi, mă costă mai mult, două utilaje. Nu mai spun amenziile și toate. Problema care este, trebuie să gândiți la varianta că sunt doi polițiști locali. Polițiștii au în atribuțiune, în fișa postului, activitate de salubrizare, pigmezi, cu tot ce... Dar domnule, domnule Dorel, domnule Dorel, cum ai văzut polițiști la mediu? Ei au voie să aplice legile în domeniul protecției. Se amendează pe el, dar nu stă la pământ. Dar nu face el documentație. Cât bună e. În fine, eu gata, ne oprim aici. Unii pentru, unii contra, supunem la vot cine este pentru acest proiect de hotărâre cu modificare. Nu mă rog. Are două puncte, părăți, domnule președinte. Da, domnule. Vorba. L-am citit toți, domnule, dar dezbaterea s-au făcut. Dar nu supuneți la vot în forma care este. Pentru al doilea punct, votez și eu pentru.
Păi, uitați-vă un pic de proiect. Dați un pic, dumneavoastră pe aviz ați dat nu. Da. Și de ce ați spus nu? Noi? Păi am dat numărul pentru primul punct, domnul președinte. Am scris așa, dar votați. Da, domnule, da, am scris acolo așa. Votați într-un fel. Cum ai? Deci am zis-o. Cine este contra acestui proiect de hotărâre? 1, 2, 3. Nu. Așa. 2, 3. Și o abținere. Da. Nu, sunteți? Tot abținere. Două abțineri, două contra. Două contra și două abțineri. Deci au fost 11 voturi pentru... Pentru punctul. Proiectul ăsta de votare. Să modificare ăla a fost votul corect și acum merge de ce? Domnule, noi susținem, noi am votat. De ce? Și comisia a dat aviz. Cu gunoaie. Am văzut 4 la 1, dar e un aviz. Deci mai departe. M-am cheluit un an de ce să fac acolo. Acum, bineînțeles, angajat oameni, au mașină, au mașină. Domnule, lucrurile s-au complicat. Eu, uite, dacă m-a rugat cineva, ia tu postul ăsta de la mediu, eu nu l-aș lua. E foarte complicat, domnule. Nici eu l-aș lua. Să spun multe oameni. Cineva, dacă un post pe postul ăsta, trebuie să gândească bine. Știți ce greu e? Că te întâlnești cu niște oameni, dar n-am luat. Poate a mers, eu rămas de s-a mers. Ce mă interesează? Ce mă interesează? Eu am văzut cu noi, pământ, să duc întâi și mă stăm cu după aminte și te-i apetit de minunat. Eu am fost... Hai să vindem materia. Hai să facem o zibare. Proiect de hotărâre 6.6. Proiect de hotărâre privind vânzarea cantității de 784 metri cu masă noastră pe picior din pășunea Comunei Oituri. Aveți favorabil, domnul președinte. Da, proiectul ăsta a fost amânat la intervenția mea în ianuarie. Pentru că s-a făcut o petiție semnată de vreo 70 de cetățeni din satul Poiana Sărată, care nu știu dacă s-a acceptat sau nu. Eu i-am lansat și pe Petrescu și pe domnul părinte să vină aici să susțină cauza. N-au venit niciunii, cauza este pierdută. Eu nu mai insist la treaba asta. Un singur lucru vreau să vă spun. Eu odată o să votez contra, pentru că poporul nostru din Poiana Sărată a zis să nu cumva să susțin așa ceva. Cei de oameni au votat, susțin că nu și noi da. Așa, asta e una problemă și al doilea, prețul de referință pentru începerea licitației, eu știu că o să treacă proiectul, știu că o să treacă, eu votez contra, dar asta e altceva. Oricum un vot, ori fără un vot. 15% reprezintă. Domnul, nu 15%, 1 supra 15, 7% de euro. Bun. Prețul de referință pentru licitație este foarte mic. Că da. E 592 de lei. 592 de lei, care iese jumătate din prețul la lemn de foc. Nu-i bine. 92. Da, preț de referință. Nu-i bine. 59 de lei. 59 de lei. Da. Nu, domnule. 59 de lei. Preț de referință. Este foarte mic. Acum, două lucruri trebuie puse aici. Și da sau nu, îl scoatem sau nu la citat. Și al doilea, prețul de referință. Se pot modifica toate lucrurile. Dar cine ia cuvântul spune, eu vreau așa, vreau așa, vreau invers. Poporul Silvic la primul. Poporul Silvic privat. Acum să scoată la agitație. În material scrie tot, eu nu mai insist. În licitație să poate prețul să cumpără cu prețul care să no, ce... mă vindeca. Nu, nu. E un preț de referință. Care de plecare. Domnul președinte, e un preț de plecare. Lasă că eu știu ce înseamnă, nu trebuie să-mi spui. Problema e că cei mână nu-i minciună. Pornesc cu prețul de 100 de lei, nu cu 59. Lasă. Domnul, nu se poate așa ceva să mă... Dar ce nu se poate? Eu sunt pun la mână. A fost un caliat. Cât e distanța de scos apropiat de la punctul de tăiere a lemnului și până în drumul național? Un metru, nu? Doi. Maximul lungime de arbor, că mai pun în pericol tăiere de drumul. Calitatea lemnului este foarte... Aia, dar nu i-a luat nimeni, domnule. Uitați-vă că parchetul care se spăta, al nemului pe picioară l-a uscat și cu vârfuroc și nu știu ce. Deci, acolo vreau să spun că nu, domnule. Nu v-ați uitat unde este proprietatea, domnul președinte. Uitați-vă unde este proprietatea a Comunii Oituri sau alte proprietate particulare. Noi punem în valoare proprietatea Comunii Oituri. Cu delegații de marcare. Lemnul, nu putem marca arbori în grădine oamenilor. Lemnul uscat și pe deci atunci dumneavoastră că am rămas uscat. Atunci motivația care e? Că scrie în raport acolo să am marcat arbori care pun în pericol drumul național, căile de acces. Nu. Apele române. Cade lemnul național. Nu se poate marca în altă proprietate. Decât cu acordul proprietarului. Este.
Știți foarte bine. Dar noi am discutat din proprietatea comunei Uitoze. 784 de metri, una, mi se pare o cifră extraordinar de mare. Cantitate masele noastre, 784, deci nu mai rămâne niciun copac acolo. Exact. Când o veni Uitozul mare, când o veni Uitozul mare, după noi pot tot. Nu este așa de masele noastre, de la Turcia, de la Ferestrol la Turcia, a fost 1000 de metri. Și nu se vede. Și tot este des și tot mai trebuie interveniți. Dar ei nu se reface ce fi de gândi. Eu mi-am spus punctul de vedere, mai mult de-a dat un fapt. Nu trebuie să nu așa. Păi, domnul acesta, dacă a fost cerea și 60 de dame, dar sunt împotrivă. Îmi pun întrebarea, de ce nu s-a dat curs la această sânt? Dar eu nu dau eu răspundă. Asta e altul. Nu face parte. Nu, domnule, sunt două parchete despre ăla. S-a dus, lumea a văzut ce este. Despre parchetul 2 care e la planul ăsta, nu s-a făcut cercetare. Nu s-a făcut cercetare. Domnule președinte, unde e procesul? Uitați-vă ce spune aici domnul președinte. Domnul, o comisie formată. Da, domnule, s-a dus la Fierăstrău până la Birti. Ne-ai înțeles? Da. Spuneți că s-a aici o angajare două partide. De la Fierăstrău până la Birti. Și noi acum discutăm de la Haloș până la Licheanu. Problema. Dumneavoastră, în perioada aia a fost viceprimar. Trebuie să știți că ați fost la comisia asta. Așa fost. Acum văd că inițiatorul dumneavoastră vezi acestul de la Haloș. Povestiți-ne un pic despre chestia asta, care este cu totul. În prima fază ne-am dus pentru primul parchet. Da. Pentru primul parchet. L-am văzut, am văzut ce-i stricat, ce-i marcat, ce ăsta. Am aprobat prima fază. Acum... A fost Comisia de Agricultură. Eu când s-a dus Comisia de Agricultură, trebuia... Am făcut imprudența că n-am știut că se duce, să anunțăm și... cetățene din Poiana Sărată, să vină și ei la fața locului, cu toate că acolo au fost o mie și una de reclamații, au venit și cei de la mediu, domnul primar știe, au venit și cei de la mediu, și de la Apele Române, chiar au găsit niște copaci, și domnul Nenu a mai fost și un pădurar, cu nu știu ce, și am găsit copac, fac bun, tăiat de la 2 metri și de-a curmezișul drumului, a rămas așa furat că nu s-a mai descoperit, cine l-a furat și... Cine l-a tăiat, nu l-a mai luat. Sunt procesele verbale. Singura chestie, inconvenient, cetățenii din Poiana Sărată zicea că trebuiau și ei consultați, ca tot omul, cum v-am spus eu acum, și cu stâlpul, că pe proprietatea comunei se pune ăla, că de ce pune stâlpul acolo, că de lui el vrea să-i dea niște bani. Așa, probabil, no? Zice, domne, vine apa mare și ne ia pașiștea, știți? Dar asta e părerea lor. Dar dacă vorbim pe aia dreaptă, toate acolo au fost pășune. Pășune înseamnă niciun copac. Dar pentru că s-a neglijat curățirea, au crescut copacii. Aia nu-i prevăzută pădure în Albia Râului. Dacă greșesc eu, dumneavoastră când era prevăzută pășune, era... Nu, pășune cu arbori. Cu arbori. Da, acum dacă vă duceți... Pășune parțial sau cu arbori? Da, arbori era o superioare. Acum, na, un copac... Vreau să-i vezi o chestie, domnul... Poate fi votat, e corect. Sigur. Malurile apelor sunt protejate prin legea apelor. Ce nu trebuie să mă duc acelea? Problema este că au fost toți arborii, au fost marcați. La un moment dat se punea problema să anulăm marcarea, care iar am plătit-o, iar ne costa. Și cu domnul primar care a fost, cu domnul Oțură, și am ajuns, am făcut comisiile astea și ne-am dus. Poate singura chestie este dacă vrem de la comisia, de la agricultură, să-i anunțăm înainte de a drumul, să vadă și oameni, 2-3 reprezentanța comunei, a satului Poiana Sărată, să meargă să vadă pomii, să vadă... Putea să le privatizați, domnul viceprimar, plângerea cetățenilor,
Domnule, n-am mai făcut plângere acum. A fost plângere și, și le-am dat răspunsul. Altă plângere n-am făcut. Acum, când e ședință, acum am primit, acum am primit un telefon. Că ar fi dorit. Deci a fost invitat și n-a venit? Nu, eu acum, acum mi-a zis mie... Eu personal i-am anunțat să vină să susțin aici. Pentru că oare o să parg în capul meu. Eu nu m-am dus nici la... Eu n-am știut, n-am știut că iar în continuare s-o opun. Și nici nu vreau să mă... Și al meu. M-a întrebat ce, de ce nu se duce, știi de ce? Pentru că acolo sunt alte discuții și alte probleme și sunt alți oameni care doresc să dea o anumită tentă acestei activități care curățarea pășunii sau știu eu cum îi zicem, dar extragerea arbori din pășuni, așa se cheamă lucrarea, nu are o denumire mai specială. Dar, că, nici acum n-au venit cei care i-am invitat, dar eu am venit cu posesoratul, cum s-a lămurit problema, da. Nu au pădurile. N-au venit nici alți cetățeni, a zis, domnule, și m-a sunat să-mi explice că și eu sunt membru al Asociației Sfântul Ilie de la Faina Sarea. Eu nu viu aici în calitate de membru al asociației, pot să fiu la 7 asociații membru, dar nu pun steagul ăla. Eu viu aici în calitate de consilier, în cadrul Consiliului Local, Oituz, consilier, ales de lume, nu numai din Poiana Sărată, de lume. Că nu știm câți au votat cu mine din Poiana și câți nu. Noi vă înțelegem. Hai să spunem mai departe. Supun la vot. Vreau să zic că supun la vot cine este pentru. Doar să țină cu contei. Dacă e un copac care ține trăvat un mar sau ceva, să fie protejat ăla. Să nu fie... Nu, de ce să mai fie câți bani? Să dai. Așa, deci oamenii ăștia sunt pentru. Cine este contra? Eu sunt contra. Deci votez contra. Și încă doi băieți care... Trei împotrivă. Trei împotrivă. Îi dăm drumul la treabă, că avem nevoie de bani. Și... Nu, varianta că noi, la un corp privat, tot din timpul de plătințele. Nu mai insist. Eu am pus problemele și în Comisia de Agricultură ieri. Am pus și în Consiliu. S-a votat. S-a votat, rămâne așa. I-am invitat și pe cei care trebuia să vină. Poate pe viitor se inițiază și proiect de plantare înapoi. Nu. Domnule, nu ai pași din noi, trebuie să o tăiem toată normal. Sigurul pericol este ca arimul care protejează malurile arimilor să fie surpați în toate cazurile unde malurile sunt surpate, în cazul că s-ar putea. Arimul este betonul armat al malurilor. Asta este. Betonul armat. Mai bun decât gardioane și mai bun decât orice altceva, decât blocar, decât și explicați și la băieța și pe unde se pregătească, pentru că arimul drajonează. Iar la o vârstă care a trecut la 60 de ani, unii trebuie tăiat. Și crește altul loc să se tinerească. Unii dau unii. Dacă nu știm, citim sau ne pregătim. Da, mergem mai departe, gata, am terminat. Punctul 7. Noi respectăm voința cetățenilor. Și am votat. Trebuia. Am votat. Foarte bine. Trebuia să fac ceva, o consultare. Și să nu știți ce înțelegeți și ce aici trebuie. Nu să vorbească din auzire. Așa. Punctul 7 este proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar Bodea Gheorghe la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB. Supuneți la vot că nu aveți comentarii. Numai că primarul reprezintă acolo. Se duce și ne reprezintă acolo. S-a votat. Numai. Așa. Și punctul 8. Aprobarea unui sprijin financiar din bugetul Comunei Oituz pentru parohia ortodoxă Grozești Oituz. Acum, despre sprijinul ăsta financiar, există o scrisoare de părintele este aici, o să-l invităm și pe dânsul să ia cuvântul, chiar la început, o să-l invităm. Noi am citit-o, este adresată Consiliul Local de Episcopul Romanul și Bacău, domnul Joachim Băcăoanu, în vederea terminării lucrărilor la Biserica Ortodoxă și se referă la tencuiri exterioare. Pe interiorul e terminat, nu-i terminat, dar nu... De ce facem interiorul? Facem placare. Nu ar fi construcții, domnule. În exterior? Sfânturii autorizată, domnule, și dacă se vede. O să țin 10 ani în construcții. Da. La partea de construcție... Nu știu. De partea de construcție
ales dacă vine, noi, face sărbătoarea, s-a marcat și pomii ca să-i tăiem brazii aia unde cred că o să vorbim să ne ajutați, că sunt doi brazi mari care nu putem să-i tăiem decât pe bucăți, că altfel strică tot acolo. Și... Măcar au asistit. Poate cu Macarau, vorbim cu domnul Chiș. S-a depus documentație la Consiliul Local, la Serviciul de Investiții de aici, la Agenții Publice. De vis tot ce trebuie, cine vrea să-l bag surce să-l vadă, noi l-am văzut. S-a cerut 1.400.000, 140.000 vechi, s-a aprobat 70.000 jumătate în Comisia Economică. Atâta s-a putut... În Comisia Economică s-a aprobat 75.000, dar este din buget pentru punte. Atâta e prevăzută bune, nu putem acum să facem la urmă. Facem și pentru biserica, nu se face rectificare, nu. Să face rectificare de buget la data când, la data când discutăm noi, e bugetul vechi. La biserica satelică am încercat să dăm ceva, numai că să vină în lege scrie pentru ce am aprobat noi, nu corespunde cu legea și trebuie să și nu scrie, zice pentru asta, dar majoritatea spun că deci eu tot asta, tot în biserică este, deci tot construcție este, dar dacă citești legea, o interpretezi mot-a-mot, zici pentru consolidarea bisericii. Da. Și atunci trebuie să schimbăm treaba aia și atunci face din banii care are, face continuă lucrarea respectivă și noi o să-i dăm pentru pictură. Pentru altă, să păstrăm un echilibru totuși ca să nu existe. Și la urmă are și biserica adventistă, dacă ne cere, și ei sunt un număr proporțional, ajutăm dacă putem și cât ăsta. Că am discutat și mai departe. Dacă mai dorești și cineva. Părinte, dăm cuvântul părinte. Uite că de acum... Mulțumesc, domnule primar, domnule vice, domnilor consilieri. În primul rând, vă mulțumesc pentru că, iată, m-ați lăsat eu parte la dezbaterea dumneavoastră și m-am bucurat pe de-o parte pentru că am văzut că aveți și spirit al umorului, aveți și râvnă de a face ceva realmente în comun. Da. Și mă bucur că, atât în calitatea mea de slujitor al lui Dumnezeu, dar și al tuturor lucrurilor, încercăm cu toți să punem umărul la treabă. Deja s-a discutat despre evenimentele care vor avea loc, centenarul începerii războiului, centenarul luptelor istorice care au fost loc și, desigur, centenarul Marii Unii. Cred că nu ar trebui să mai accentuez acest lucru și, într-adevăr, așa cum a spus și domnul Oprea, de la președinte de țară, la conducători religioși de toate facturile, atât național cât și internațional, vor fi prezenți. Iată pe mâneajul Leuituzului și nădăjdim că totuși acest edificiu care este Biserica din Oituz, care și-a ratat de nefericire scopul de a fi finalizat când am plinit 100 de ani de la ridicare, adică în 2013. Tocmai din anumite motive pe care dumneavoastră le știți și nu trebuie să le mai amintesc, iată, a trebuit totuși finalizat măcar exteriorul, tocmai pentru că suntem la stradă. Oamenii văd, nu văd că e un petec pavat sau nepavat în interior. Dar toate drumurile care, iată, leagă Ardealul de Moldova, sau cele mai importante, sunt cele care trec pe aici, pe la Oituz. Și de la oameni simpli până la oameni cu mare carte, trec și din anul 2012 văd biserica în aceeași stare, pentru că am fost blocați de o hotărâre judecătorească. Și din anul 2005 văd biserica în construcție. Pentru noi este un lucru foarte greu de împlinit, tocmai pentru că avem și partea interioară de executat, avem și gard de amenajat, avem foarte, foarte, foarte multe proiecte care trebuie să ne împlinim. Vrem, nu vrem, așa cum știți dumneavoastră, pentru aceste evenimente centenare. Așadar, nădăjduiesc că prin sprijinul dumneavoastră vom putea barăm începe și poate ulterior prin anul viitor și finaliza exteriorul bisericii. Măcar fațada să dea nota Oituzului, pentru că în ultima instanță nu este vorba de Biserica Ortodoxă pur și simplu, ci este vorba de toată comuna Oituz. Când trece un om cu mașină, nu stă să se gândească dacă e ortodox, e adventist, e catolică, nu stă nimeni să gândească lucrurile astea. Ci vede dacă locuitorii au reușit să-și amenajeze locașul de cult sau nu. Și nădăjduiesc că prin acest demers am face și noi cinste Oituzului. Măcar, cum am spus, măcar pe exterior, dacă interiorul oricum are foarte mult de făcut. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Mulțumesc și vă mulțumesc.
Da, domnul vicepreședinte. Așa? Domnul președinte, vin cu o propunere. Când se fac lucrările respective la biserică, să, de banii în care îi alocăm noi, să facă comisii de recepție, să participăm și noi. Eu oricum îți faci recepția cu noi. Să faci? Nu, pietate. Da. Pietate, pietate. Trebuie să dăm din astea așa 200 de bani, mergem și luăm devizul și vedem lucrările în valoarea respectivă. Îți faci recepția finală. Ce credeam face? Așa, în două tranșe. Se face o sumă de bani în prima tranșă, vedem cum s-au cheltuit bănuții, ulterior să se facă transferul și a doua, cu a doua tranșă. Din tranșa asta n-ajunge nici, dacă ar fi să facă toată piatra, n-ajunge nici pentru piatra care trebuie să o cioplească și ăsta. Deci nu face că să încurcăm. Deci noi practic am dat banii ăștia, poate în felul ăsta impulsionăm puțin și populația comune. Că aici a fost discuție, că dacă vede că începe poate populația, mai dau și ei, că nu prea au mai vrut și noi am zis dăm în ăsta. După aceea, bineînțeles că... Știm că toate proiectele și pe fondurile europene la fel se procedează. Să știți ce se face în tranșe. Știți ce se întâmplă? Când alocăm niște bani, noi să alocă trimestrial și nu poți să-i ții ăsta. Deci trebuie să-i dai când e planificat, știi? Că nu poți să-i dai. Când e planificat, trebuie să-i dai. Lucrarea fiind foarte mare, îți dai seama că banii ăștia nu se duc și nu se cheltuie, că ei n-au de unde să termine. Că dacă s-ar putea să-i dăm eșalonat, așa ar fi foarte bine, da? Dar i-ai pus, iar trebuie să facem o ședință și iar... Domnul Apostol, mai legătură cu... Da, ușor vorbim la contabilitate, îți dai ceva. Adică s-a aplicat, adică s-a plătit suma asta de 148 de milioane, că văd că la expunerea de motive, deci toată lucrarea pe fațadă a bisericii de jur împrejur ar costa 148 de milioane. Da, domnule. Dar nu avem bani suficient și... La culte, la lucrare și noi am fi vrut. Culte. Bani ar fi. Ar fi. Nu avem nici pentru anumite proiecte, pentru că trebuie să dăm și acolo și aparte aia... Lăsați-mă. Nu am studiat aici. Deci, sunt bani care s-au alocat pentru alegeri locale. Și vă greșeală, deci. Uitați aici. La alte servicii publice generale. Cheltuieli de personal 70.000 de lei. Deci bani sunt. Cheltuieli zero. Deci bani ar exista. În ce sens? Să terminăm odată cu construcția, domnule, dacă tot muncim atât. Bani sunt pe hârtie, domnul Apostol. Bani sunt pe hârtie. Că am vorbit cu doamna Lenuța și cu banii ăștia, nu poți să-i dai dintr-un cont în altul, pentru că ei trebuie să-și păstreze, că asta e deturnare și ordonatorul de credit însemnează dacă nu sunt... Este ilegal. Păi dai schimb destinația. Păi dai schimb destinația. Nu s-a plătit de la nivel guvernamental bani. Nu s-a plătit. N-ai voie să schimb destinația. Până nu găsim partea legală, cum schimb destinația? Asta e pușcărie curată. Nu este legal. Dacă vedem investiții care avem la bugetul, nu puteți să luăm în cazul care... Dar câți a intrat la pușcărie că a luat bani de undeva și a pus în anul? Și cazul 50 de lei. Poți prima să încercetă. Da, să facem rectificare. În cazul care este legal, ceea ce vă spun eu, promiteți că dați bani, să terminăm biserica. Eu știu ce am vorbit cu părintele și a zis să înceapă lucrarea și anul ăsta pentru... Nu ne ajunge bani să facem proiecte. Ce facem? Exact. Eu sunt de acord să facem și biserică, și asta, dar trebuie să facem și pentru comună. Eu am vorbit cu părintele și cu cine am vorbit, pentru că... Și atunci nu mai rămâne nimic. Am zis că e eșalonat, putem. Așa poate îi borgerăm. Sunt
bani. Păi, dar nu pot, domnule, eu m-am dus la contabil. Ce vorbim noi aici este vorbă. M-am dus la contabile care ea știe cum se ordonează banii dintr-un cont în altul. Nu pot să iau bani când vrem noi hotărâm. Nici dumneavoastră, chiar dacă hotărâți tot, nu pot să iau bani dintr-un buzunar și îl dau la domnul buzunar. Eu este legal ce se face pași. Mai, cine ați făcut-o, domnul? Mai zis-o, domnule. E vorba de atâția ani de zile care urmează biserica. Dar de cine ați făcut-o? Atâția ani de cine ați făcut-o? Domnul buzunar, 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 Părinte, sunteți mulțumit de ce am putut face până acum, asta e important. Haideți ca să dau un răspuns. Contul parohiei a fost blocat în 2012. Pentru ce, părinte? Pentru că nu s-au achitat anumite lucrări executate de... Bun, de către cine, domnul? De către parohie. De către parohie. Eu întreb, domnule, că nu interogat. Nu interogat. De ce ești pentru ce am? Nu interogat. Parohia nu putea să primească niciun ban de la o altă parte, pentru că de la nimeni nu putea să primească alt ban decât să gireze în contul respectiv. Deci orice ban care s-a strâns trebuia să intre la persoana care ne-a executat, se ridică. Asta este ideea. Deci, din 2012, practic, biserica a fost legată de mâini. Dar de ce nu spuneți mai înainte să am în 2012? Acolo este problema. În 2008-2012. Eu sunt aici ca poporul. Nu am fost unică problemă să spun de aici. Nu am fost unică problemă. În 2008-2012 am fost unică problemă. Am fost unică problemă. Supun la vot, supun la vot proiectul de hotărâre cu aprobarea fondurilor de investiții pentru biserică. Mulțumesc foarte mult. Împotriva cineva? Nu e nimeni împotriva, îmi pare bine că s-a votat așa. Am mai avea un singur lucru, să delegăm niște 4 membri ai Consiliului Local pentru Consiliile de Administrație celor două școli. O să ia cuvântul domnul viceprimar să ne spună despre reglementările în vigoare cu privire la desemnarea. Majoritatea consilierilor și dumneavoastră. Majoritatea, numai câțiva mai știm. În Consiliul Administrației al unei școli trebuie 2 consilieri din partea Consiliului Local și un reprezentant al primarului. Și acum dumneavoastră faceți propuneri cine... Păi una propunere aș face eu, dacă mi-e permis. Da. Pentru școala numărul 1, aș vrea să fie reprezentat în Consiliul de Administrație domnul viceprimar Bucaru Sorin și domnul Boacă Leonard. Supun la vot, dacă sunteți de acord. Sau sunt alte propuneri pentru treaba asta. Azi, că e ceva formalitate care e nicio... E o dată pe an te cheamă. Formalitate pe an. Are importanță. Păi are, dar nu pentru procesul. La nivel de formalitate. Și pentru a ține o legătură oarecare cu școala, mai bine, cu uitea presupunerea. Am și o problemă la școala numărul 2. Da, domnule. Pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Și domnul. La școala numărul 2, domnule. Da, aici. Unul pe baltă, am făcut eu propunerea. Dar și dumneavoastră scris un propunere. Dar numai PSD, unul pe Ivan. Nu, și domnul, atunci a scris unul la PNL, domnul Boacă, Francis. Păi și Leonardo este. Leonardo este. Trebuie să vă felicităm. Supun la vot propunerea. Hai să te invit în aia. Hai, că nu mai. Data viitoare vă propunem propunerea. Ce? Da. Dacă sunt urgențe, da, diverse aici, dacă sunt. Nu mai pune. Nu mai dacă nu, hai, zi domnul. Domnul primar. Hai că lumea deja. Vă rog frumos, în parchetul care se dă. Dar nu sunt probleme urgente. Vrem știți pentru cine-i doi ani, acolo să nu facem ceva în podul ăla la domnie.
Am pus podul acolo, nu se poate folosi pentru că îmi de acolo e un metru și jumătate. Deci nu se poate. Material vă putem da acum că am demolat podul de la Călcăi și am luat traversele și tot ce trebuie, putem da de acolo. Ies din tractor, nu am distărcat, dar trebuie să ducem acolo. S-a rezolvat. Președinte, la TVS vreau și eu să spun două cuvinte dacă îmi dați voie. Nu-i chiar spontan. Mulțumesc. Comuna Uitus din tot județul Bacău plătește cel mai scump abonament la cablu și internet. Cel și cel mai scump. Haideți să facem ceva, să mai aducem o firmă. RDS-ul de la Onești, ei au venit până la Bogdănești. Haideți să-i aducem ca să fie o concurență ca să scădem prețul. Dar vă pot da, să facem ceva dacă se poate. A venit în 2013 o firmă. Deci din județul Bacău, uite, tu plătești cel mai scump abonament. Și doamna primară așa e. Eu vă spun ce se întâmplă. Eu știu ce am făcut în care o picătură. Știu. Știu, aveți un televizor, eu am 5. 5 avem. Am trebuit 5 decodoare. Plătesc la fiecare decodor 3 euro chirie. Nu se poate. Domnul primar, aceeași firmă din Oituz, la Devănești, ia jumătate de preț. Ce se întâmplă? Ieri am fost cel mai supărat. Pe ieri, pe SRC, m-am dus acasă și n-aveam semnat. Și când? De ce n-am semnat? Nevastă a uitat să plătească o lună, dar putea să fie un concediu. A doua oară nu plătești și ca să-mi dea drumul după ce am plătit, plătești și 10 lei. Nu-i vorba de 10 lei, dar am stat ca să mă deconectez, doar apăsat pe buton, să mă conectez de timp nou. De multe ori îți vine să iei cartelul ăsta, să mergi pe RomTelecom. Să mai îndepășească și ea mai mult. RomTelecom ne-a făcut o ofertă. Dar ne-a făcut o ofertă, dar trebuie discutat asta, ca să fie concurență. Și atunci, domnul Telecom e bun. Păi da. Este o firmă bună. Vine cu cablu sau digital? Vine cu digital, dacă nu ceri bani pe ei, se testea separația bani, ca să vă spuneți bani, ca să deci o singură firmă înseamnă monopol. Trebuie două ca să fie concurență, mai scari, mai îmbunătățesc serviciile. Mai am ceva, domnul președinte, dacă îmi dați voie. Domnul Floroiu Costică are cuvântul. Am și eu ceva, da. La începutul anului, pe hol aici au fost niște afișe cu gunoiul, da? 3,70 ceva de bani pe o persoană, nu mai mult de 4 persoane. Mie la ghișeu mi s-au luat banii pe 6 persoane. Ei, nu s-a aprobat. În cazul meu sunt sute de familii din Oituz. Explicați, vă rog, fiindcă este televizat și să vadă toată lumea. Nu s-a aprobat de la firma asta. Facem contract într-un fel, face toată lumea din Oituz și după aia spun că... Noi să facem. Prin votarea de Consiliul Local s-a stabilit până la 4, mai încolo 5, la 5 și 6. În alte comune să plătesc 2,5 lei pe persoană, domnul președinte. Să știți că dacă vom așa, dacă noi suntem mai avantajoși decât altul, cu toate că la noi e cea mai mare distanță. Dacă am luat la distanță, pe kilometru, cu transport, ne-ar costa foarte mult. Că dacă ar veni și un particular, numai nouă să ne lucreze și să ducă tocmai la Bacău, ne-ar costa. Că și Bacău plătește exact cât noi satele de lângă Bacău, care merge numai 5 km mașina la descărcat. Deci, practic, noi care suntem la marginea comunei, plătim, suntem în avantaj. Cei de la Ghimeș Palanca aveau un contract cu Mercurea Ciuc. Plătea foarte puțin, că era mai aproape de la să ducă la Mercurea Ciuc, decât aici. Și acum, pentru că e obligat, și-a făcut cu Bacău, dar tot atâta plătește. Și mi-a dat seama cât merge mașinile. Deci, prin undeva se compensează dacă o luăm așa. La Onești plătești foarte mult. Vreau să amintim domnului primar, am înțeles că știe despre ce e vorba, părău sărat, o căzut un stâlp, stau stâlp
firme. Stau firme pe gard, contorul prins pe gard. Da, domnule, am făcut artiști până am înregistrat, am făcut. Am păcizat la Iulio, mă. Și la Ioana vin două, de la Ioana vin tot. Până la urmă noi am desfăcut firul. Așa lucrează, domnule, am făcut toate. E pe gard. Toate demersurile am făcut. Numai că e pe gard dinăuntru, a folosit. Da, aici te contrazic. Când s-a făcut îmbunătățirea rețelei acum 2 ani de zile, era datoria EON-ului să îndrepte stâlpul. Nu. Și să-l bagi la adâncime de 1,80 la 1,30 stâlpului. E vorba că de 2 săptămâni stă stâlpul acolo și firmea este pericol public pentru oameni. De ce nu s-a făcut rețeaua de apă standard, ca să nu se spargă țeava, și uite așa, de ce au săpat? Păi exact aceea. Nu, că îți poate remediat. Nu, domnul Varad, să nu intru ce se va spune pe spune. Domnul Coroi, hai uite, Claudiu s-a retras. Eu vă dau un exemplu, nu-i numai la noi. Dacă știți accidentul lui Fonoca, la livezile, stâlpul tot la fel și rețeaua care alimentează, tot acolo stă stâlpul de rămas. De când la accident. Da. De două, trei săptămâni. Și așa lucrează Ionul, nu are cine să le lucreze. Deci caută, l-a rugat pe botez, să-i facă stâlpul. Și asta și de ce domnul primar? Să-i dau concurență, exact cum vrea ce-a. Nu cu cine, l-a rugat pe botez, i-a dat nimica toată. A zis, eu nu vă iau lucrare, domnule, că eu trebuie să aduc macarat. Domnul primar, nu vreau să nu seamă de le spune de matrișa, cu dezordine de echipă, la urmă. Da, 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 de furnizor de energie a produs pe piață. Doar dacă o problemă mai grea pentru nivelul. Furnizoare de aici se luptă cu furnizoare la Oradea. Știți câte probleme cu furnizoare? Ăsta vrea să facă să fie furnizor. Dar rețeaua tot e o nouă are. Ei au luat toate astea. Trebuia să nu dăm rețeaua de distribuție, să fie rețea de distribuție a statului. Și să plătească. Și ei se mișcă în trei locuri și la ăsta, la situații de urgență și la ei au venit la fața locului, au întocmit, au vrut să ne pună să plătim. Păi de ce să plătim? Noi am făcut poze, avem poze, vrea să ne pună să plătim stâmp și toate astea, că el nu era punitivă. La nivelul nostru nu putem hotărâi nimic, abatem la papirul, dacă încercăm răsut să vă mărim. Privatizați, domnule, nu puteți să fie problemă. Dar s-a discutat la nivel de prim-ministru, la cum ce e. Hai să zic dacă are cineva. Au monopol, asta e problemă. Soroiul Costic are cuvântul. Dar nu se forțează să facă păcate în una de zile. Deci, cine vă mărim că forțe. Ce a fost bun, de la curte l-am dus până sus la monument și pe partea aia. Ce a fost bun? Ce n-a fost bun cu mâl și cu ăsta? L-am depozitat la podul ăsta peste călcâi ca să pot să fac devierea apei. Și mai este, mai este moment. Și am mai pus... Mai sunt două, trei remuri și luat pe balastru bun cu zicem să-l folosim. Și este sus la Pietraru, ați văzut, Albiatru a rupt din drum, mai mult de jumătate din drum. Să facem un capilon acolo sus. Acolo nu merge cu bala sub drumul, acolo să facem un capilon ceva. Dar cel puțin acum facem o umplutură și facem un capilon. Domnul Floroiu, am făcut umplutură când a venit prima dată apa mare pe Părâul Sărat. Noi pe Părâul Sărat trebuie să... N-am reușit să fac proiect pentru că nu s-a votat bugetul și să vedem ce avem la drumul. Dacă mai vine apa mare odată, rămâne fără drum pe Părâul Sărat. Avem în două locuri unde trebuie să facem cu gabioane. Deci aia trebuie să facă acum. Plus la podul ăla unde-s două țevi, s-a rupt gabioanele, mașinile de gunoi nu mai trec acolo. Vine oamenii până
de la Petrișor mai în sus, vin cu gunoiul la vale, dar, dar nu ne-a ajutat ăsta. Mă gândeam acum două, trei mașini să le depozităm acolo, exact în curva aia unde s-a luat. Ce? Noi depozităm în locul ăla, când vine apămare, nu știu la vale. Da, dar până vine apămare, nu poate trece pe rupele, ați devolut. Aia? Dar mai și două, trei gabioare. Acum am făcut tractorul. Dacă se face gabioare, nu e bun. Dar am făcut tractorul. Mai trebuia un furtun, dar ăla l-am sigilat și... Un bun de conexe la proiect, așa că... Domnul inginer, haideți că mai are cineva vreodată. A fost, da. Hai, domnule, că eu sunt aici. Domnule președinte, apropo de delegarea mea, să vă spun, după asta să spun propunerea, avem comisie de învățământ la nivel aici și nu m-ați gândit la mea, dacă avem președinte la comisie de învățământ și secretar, ca să fie propus în comisia asta. Merg eu, domnule, comisia de învățământ. Nu, asta am spus. Hai să vedem tot. Trebuie să vă spun la comisia de învățământ. Puteți schimba peste un an, deci în modul la o ședință, în modul la ședință, dar nu-i ianuar. Nu-i nicio sfârială. Declară închisă ședința. Mulțumim de participare.